Elevii de anul întâi, rostiți după mine. Eu mă leg să învăț carte. Patria și armata României. Patria și armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Conform tradiției, cei 144 de elevi de clasa a noua, 37 de fete și 107 băieți, au rostit în prima lor zi de școală, ca liceeni, legământul de credință. Mă leg să învăț carte, să-mi oțelesc brațul și inima, spre a sluji cu destoinicie patria și armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Singura această carieră caracterizează integritatea, spiritul competitiv, dorința de reușită și curajul. Întotdeauna mi-am dorit să fiu alături de cei mai buni, elita. Am învățat câte o parcursul școlii și rezultatele am avut pe mă constant. Colegiul Național Militar, Alexandru Iancuz, a fost prima mea opțiune. În acest moment, port uniforma militară și sunt sigur că am făcut cea mai bună alegere. O amintire călduroasă se leagă de zile în care diminețile erau cu totul altfel decât cele pe care obișnuiam să le cunosc. Acele dimineți obișnuite care priveam în același eu, timp de câțiva ani buni, ajungeau a fi transformate în dimineți altfel, privite de către un eu diferit. Claudiu Cojocărașu, student în anul întâi la Academia Navală Mircea cel Bătrân, absolvent al Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza, a primit în semn de recunoștință pentru rezultate deosebite la învățătură, placheta și insigna pentru titlul de șef de promoție. Faci onoarea ca numele șefului stat major al Forțelor Navale să mă bucur de această diplomă pentru rezultate pe care le-am obținut și sunt sigur că în continuare Într-un cadru solemn, elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța au început un nou an școlar. Alături de ei au fost profesorii care au spus că experiența într-un astfel de colegiu este unică. Vă rog să sprijiniți toate eforturile noastre în formarea unor tineri destoinici care doresc să servească țara, câștigători în toate împrejurările și învingători în lupta cu viața și noile provocări ale momentului. Vă doresc mult succes, un an școlar cu împliniri și bucurii, multă sănătate și fericire. Semnează șeful statului major al apărării, general Daniel Petrescu. Anul de învățământ 2023-2024 aduce cu el oportunități noi, provocări și posibilități de creștere. Să avem un an de învățământ plin de realizări, inspirație și bucurie. Succes tuturor în noul an școlar și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și succes la învățătură, precum și tradiționala urare mărnărească. Bun, dar înainte. Emoționați au fost și părinții, care i-au privit cu mândrie și lacrimi în ochi. Ceremonia de deschidere a anului școlar 2023-2024 s-a încheiat cu defilarea elevilor.